La o nouă lecție de matematică. Rezolvați înmulțimea numerelor reale ecuația. Logaritm din baza 2 din 4 plus logaritm din baza 2 din x egal cu 4. Mai întâi de toate, trebuie să amintim că condiția de existență pentru logaritm este de forma x mai mare decât 0. Prin urmare, x aparține intervalului 0 și respectiv plus infinit. Acum, vom face în felul următor și anume, ne aducem aminte de câteva proprietăți ale logaritmului și amintesc printre aceste proprietăți și una din ele, și anume, logaritm din baza a din x plus logaritm din baza a din y este egal cu logaritm din baza a din x ori y. Pe baza acestei proprietăți vom încerca să aducem într-o formă mai simplă, și anume logaritm din baza 2 din 4 plus logaritm din baza 2 din x este egal cu 4. Dacă și numai dacă 4 aici s-au unit, deci 4x, aici vom avea 4x, vom avea 4x la pătrat, este egal cu 2 la puterea a 4. Echivalent cu 4x pătrat este egal cu 16, ridicăm la puterea, împărțim la 4 de 4, x pătrat este egal cu 16 supra 4, rezultă că x pătrat este egal cu 4. Ridicăm la puterea a doua, rezultă că x este egal cu radical din 4, care în final x este egal cu 2. Apoi, dacă înlocuim logaritm din baza 2 din x, știm că x este egal cu 2, aici va rezulta că logaritm din baza 2 din 2 este egal cu 1. Prin urmare, noi vom nota că soluția este 1 și respectiv 2. Mai amintesc și o altă proprietate, o voi nota aici, logaritm din baza a din a este egal cu 1. Așadar, soluția pentru noi este x egal cu 1 și respectiv cu 2. Exercițiul numărul 2. Determinați câte numere pare de 3 cifre se pot forma folosind elementele mulțimii A mare 1, 2, 3, 4 și 5. Păi, mai întâi de toate, ne amintim că un număr de 3 cifre se poate scrie în forma asta. Sunt pare doar dacă ce aparține elementelor 2 și respectiv 4.
Pentru cifra A și B există 5 variante. Deci, pentru A și B, există 5 variante. Prin urmare, să dau un caz concret, să zicem pentru A, B, 2, putem să avem 132 da, 132 142 152 122 112 1, 2, 3, 4, 5 și mai avem cam atât. Iar pentru AB4 134, 144, 154, 124, 114. În urmare, voi avea 5 numere luate, deci înmulțite, luate de două ori, ori două numere pare, este egal cu 25, ori 2, care este egal cu 50 de numere, da? Pare de 3 cifre. Acesta este rezultatul final. În reperul cartezian X, O, Y se consideră vectorii AB de coordonate 2i plus 5j și AC de coordonate m plus 2i plus 4m minus 1 după i, unde m este un număr real. Determinați numărul real numit astfel încât AC este egal cu 3 AB. Să trecem la soluționarea acestui exercițiu, și anume, știm că AC este de coordonate m plus 2 și m pe 4m minus 1, vom scrie și noi la fel, deci m plus 2 după i plus 4m minus 1 după j este egal cu, deci acesta este AC, 3, pe lângă AB de coordonate 2i plus 5j. Deci vom scrie și noi 2i plus 5j. Vom trece la desfacerea paranteziei în membru drept și membru stâng rămâne intact, m plus 2 după i plus 4m minus 1 după j este egal cu 6i plus 15j. Păi, vom lua termenii asemenea, vom egala termenii cu i cu i, iar termenii cu j vom egala cu termenii cu j. Așadar, vom scrie m plus 2 este egal cu 6 și 4m minus 1 este egal cu 15.
Din cele două relații va trebui să ne dea valoarea lui N, atât în primul cât și în al doilea, să fie aceeași valoare. Adică vom scrie 2, adică M este egal cu 6 minus 2, care în consecință M egal cu 4. La fel trebuie să ne dea și în cea de-a doua relație, 4N este egal cu 16, se împarte la 4, în concluzie N egal cu 4. Deci soluția este că N este egal cu 4. Mergem mai departe. Exercițiul numărul 4. Știind că tangenta de A este egal cu 2 pe 3, să demonstrăm, să arătăm că 3 sin de A plus cos de A supra 3 sin de A minus cos de A egal cu 3. Deci, hai să o rescriem într-o altă formă pentru a ne înțelege enunțul, și anume, dacă tangenta de A este egal cu 2 supra 3 și 3 sin de A plus cos de A supra 3 sin de A minus cos de A să fie egal cu 3. Deci cam aceasta este și cerința exercițiului nostru, să demonstrăm că această relație este egal cu 3. Înainte de toate, să ne aducem aminte că tangentă de A, în cazul nostru, dacă era tangentă de X, spuneam tangentă de X, este egal cu sinus de A supra cos de A. Iar cotangentă de A este egal cu cos de A supra sin de A. Deci, observați că este invers. Nouă ni se cere să aflăm tangente de A și nu cotangente. Deci, această relație nu ne va folosi, dar am scris-o pentru a readuce aminte că cotangenta este în forma aceasta. Așadar, relația asta tot se mai poate scrie și în forma următoare. 3 supra sin de A supra cos de A plus cos de A supra cos de A. Supra 3 sin de A supra cos de A minus cos de A supra cos de A. Egal mai departe. 3 tangente de A plus 1, deoarece cos de A ori cos de A este 1. Cu alte cuvinte, orice relație de forma A supra A egal cu 1, B supra B egal cu 1, radical din 2019 supra radical din 2019 este egal cu 1. Deci orice număr împărțit cu el însuși are valoarea 1. Și de desubt vom avea 3 tangente de A, 1 sub. Egal mai departe. Noi știm că tangenta de A este 2 supra 3. Adică, egal mai departe, linie de tracție. 3 ori 2 supra 3 plus 1 supra 3 ori 2 supra 3 minus 1. Egal mai departe. Se simplifică 3 cu 3, da? Atât la partea întreagă cât și la numitor. Și vom avea 2 plus 1 supra 2 minus 1
este egal mai departe cu 3 supra 1, care este egal cu 3. Deci, cerința era să demonstrăm, să arătăm că această relație este egală cu 3. Deci, cu alte cuvinte, relația este adevărată. Mult succes! Pe curând!